Stimați prieteni, e momentul să încercăm să aflăm unul dintre cele mai mari, nu mistere, ci secrete ale YouTube-ului pentru anul 2018. Acest băiat, mulți dintre dumneavoastră știu, se numește Culiță Stan. Băiatul cântă frumos. Întrebarea este, și misterul pentru mine este, cum reușește Culiță Stan să aibă câte sute de milioane de vizualizări? M-ați flatat acum, m-ați umflat. Nu, serios acum, explică-mi și mie, deci tu câte ai? Pe tot canalul. Pe tot canalul câți ai? 115 milioane, ceva de genul, pe tot canalul meu. Explică-mi și mie cum ai reușit treaba asta. Pentru că sunt foarte mulți care se întreabă, uite domne, cum reușește ăla, cum reușește. Asta se face în an, nu poți să faci de pe. Tu de când te-ai apucat? Am canalul cam de vreo 4 ani. De 4 ani. Bun. Și lucrând de 4 ani, de ce piesele tale merg și să zicem că alți oameni din zona muzicii de petrecere sau de manele nu merg la fel de bine ca tine? Cred că asta ține de noroc, mai de noroc. Adică de ce, de cum simți tu, de ce crezi că muzica ta prinde atât de tare pe YouTube? Crezi că pentru că pe YouTube de ce e un public tânăr? De ce crezi că merge? Probabil de asta, pentru că eu mă adresez publicului tânăr și ăsta este publicul care îmi urmărește. Da, eu vă rog să observați ceva, dragi prieteni. Mă vedeți la televizor, toată lumea care mă vede zice, domne, când te văd în realitate, tu ești de fapt mai înalt decât cred eu că ești la TV. Dar uitați-vă cât e băiatul ăsta, că e cu un cam mai mare. Ce să stau pe scaun? Eu stau pe scaun acum și Culiță stă în picioare. Deci ești înalt, cât ai? Ba, mult, da. 1.96. 1.96. Ai făcut sport când erai mai mic? Am făcut în liceu, în pasă. Nu ți-a plăcut cu sportul? Mi-am plăcut, doar că nu m-am ținut. Am fost și la caia canoe un an, dar nu m-am ținut, pentru că am tras tot pe partea asta cu muzica. De mic ți-ai dorit treaba asta? Da. Am dorit chestia asta și sunt și după ajutorul lui Dumnezeu. Bun. Practic, succesul a venit de câtă vreme? De câte vreme ești tu? Bine, așa? Bine, cam de 3-4 ani, cam așa. Prima dată nu am luat în serios treaba asta. Eu am luat mai serios acum cu acele 3-4 ani. Foarte făceam doar pentru că îmi plăcea. Explică-mi și mie cam câte zile pe an ai liber. Asta e problema, că uite acum am venit direct din Germania și n-am găsit bilet de avion și am venit cu mașina vreo 2000 de kilometri. Și dacă am liber de lunea, să zic, până miercuri, am pe drum zilele alea și cam vreau să avut timpul liber. Bun, dar la un moment dat chestia asta bănuiesc că e grea, e obositoare. Se vede, de nopțile dormite încep să se adune și se cam văd, dar... Poți să spui acum că suntem tineri, merge. Poți să spui că la un moment dat și genul ăsta de a face, cum să spun, de a te supratura din punct de vedere profesional te-a făcut ca și viața personală să nu mai fii atent, pentru că un om care are o viață normală... Da, probabil și asta e, da. Dacă ești tot pe drumuri și tot la evenimente și la contat, deja încep să intri în ritmul ăla și... Știi ce vreau să te întreb? Băiat înalt, ești prezentabil, ești de la un moment dat, cum să spun, ai făcut și bani foarte buni, că doar nu... Doamne, mulțumesc, da, nu vreau să... Apropo, din banii pe care i-ai avut sau pe care i-ai, ai făcut investiții, ai făcut ceva interesant? Da, mi-am cumpărat recent un apartament și... Unde e apartamentul? În... acolo, la unui județ care stă în Bădoară. Și când o să începi să aduni bani destul de buni în continuare, ce-i de să faci cu ei? Eu vreau să-mi deschid o afacere, dacă se poate. Eu am eu un plan, dacă vă spun, poate face și dumneavoastră și atunci. Asta e problema, că dacă povestești și după aia trebuie să mă omoare, că după aia să duce... De-aia zic, am o afacere bună în cap, dar dacă vă spun, trebuie să vă omoare. Atunci, doamnelor și domnilor, ca toată lumea să fie bine, nu trebuie să-mi spună cum e viitor, o să vedeți dacă nu reușești. Băiat prezentabil ești, bani ai, succes ai. Care este topul încercărilor fetelor de a te cuceri? Adică cum vin fetele? Păi asta e cel mai important. Cum vin fetele și cum încearcă să... Adică cum vin, se așează într-un fel, fac într-un fel, că vorba aia, balta are pește. Doamne, îți mulțumim. De asta nu pot să vă plâng, dar până la urmă cel mai important este să găsești o fată cu mine care să-ți faci o familie. Că asta e cel mai important. Că fete... Ai încercat odată să-ți faci? Am încercat, dar nu s-au putut. O să mai încerc. La ce vârstă v-ați căsătorit? Eu am avut 23 și acum am 26. Crezi că o familie se poate face la 23 de ani? Acum nu mai cred, atunci credeam probabil. Pentru că e o perioadă acum, sau cel puțin da. Se vede, în care de la 30 încolo poate ai și pregătirea și familia înseamnă altceva. Se pot și face familie de tânăr, pentru că cunosc o grămadă de... am și un prieten, dar depinde de caracterul și personalitatea fiecăruia. Adică nu toți oamenii sunt la fel, sunt diferiți, depinde. Pentru că oamenii în timp se pare că se mai și schimbă. Se mai și schimbă, da, într-adevăr.
așa este, da? Nu trebuie să, dacă am avut un eșec o dată în viață, nu trebuie să ne oprim, trebuie să încercăm. Ce ai învățat din eșecul ăsta? Ce n-o să mai faci tu? Că nu trebuie să iei decizii grăbite. Trebuie să gândești de două ori înainte să faci un lucru și mai ales chestia asta care e părerea mea cea mai importantă în viață. Auzi, dar tu crezi că o să fie căsătorit? Adică sunt femei sau bărbați care au rezolvat treaba repede ca să-și vindece, eu știu, urările sau au lăsat să treacă o perioadă până când să facă din nou un pas? Da, e ok să lasă treacă un pic, nu neapărat să-ți vindece, dar ca să vezi mai din alte unghiuri cum stau lucrurile și să înțelegi anumite chestii pe care probabil nu le înțelegi dacă ești îndrăgostit. Nu mai gândești cu creierul. Știi ce vreau să te întreb? Cum trebuie să fie o nevastă a locuința asta? Ai avut o nevastă care era tot timpul după tine și asta părea să fie în regulă, știi? Da, bun, acum cum trebuie să fie? Dacă tu ești acolo, tu ești dincolo și ea e acasă? Trebuie să fie... Adică tot artistă sau ceva din... Nu neapărat, trebuie să fie la fel cum sunt și eu, dacă nu mă refer la partea profesională. Dacă eu văd de treabă și sunt ok, pe așa să fie și eu, să-și vadă de treabă, să fie cu mine, să ai grijă de casă. Doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult lui Culiță. Să vedem, uite, sunt curios să vedem cam câte sute de milioane de vizualizări facem și noi acum. Succes, Culiță! Doamne ajută!